Aveți o formulă de comunicare sau de trecut de aceste nostalgii ale comunismului? Vorbesc de nostalgia comunismului, e interesant. Am avut un coleg de clasă, Radu Ghidău, poate îl știți, a fost deputat BNC, e avocat la București, a strâns o cupola a țărănismului acum. Mama lui a murit acum 2 ani, era greco-catolică, ne-a fost dirigintă și mie și lui Radu. Am aflat de la ea că un alt coleg de clasă al nostru, care fusese judecător în Arad, a terminat la securitate. Am murit și omul ăla acum 1 an și am spus lui Radu, Radu a fost la mormântare la acest judecător și am zis, Radu, dar tu știi că, de fapt, colegul nostru Caiu s-a terminat la mai gata la securitate? Zice, nu, mie nu mi-a zis mama, dar dacă ți-a zis ție, te cred că știa că... Bun, zice, dar totuși m-aș fi dus la mormântare, pentru că totuși nu știam de atâția ani, zic, Caius, v-a făcut rău, adică pentru tine au fost alte vremuri. Cum credeți că ar trebui să ne purtăm față de oameni despre care brusc aflăm că au făcut asemenea lucruri? Le avem de domnul Doiman aici, mi-a fost profesor. Ce facem cu oamenii despre care se publică, au semnat, au turnat, au avut notițe la securitate? Cum să ne comportăm față de acești oameni care sunt lângă noi și cu care avem relații? Eu sunt deschis oricărei explicații legate de o asemenea situație, pentru că eu personal eu cunosc pe propria piele practicile securității. Și cum cele mai multe dintre recrutări nu se făceau pe bază de spirit patriotic, așa cum se afirmă pe vârstie, ci de urmă unui șantaj. Deci, și aceea manifest o oarecare înțelegere care poate fi atât sporită când notele respective nu au adus ceva rău, nu au provocat un rău cuantificabil persoanei respective. Adică am judecat așa, în lucrurile ca cum se face la colegiul CDSAS, pe de o parte. Pe de altă parte, e o problemă, să spunem, în situația dată, care e la atitudinea persoanei. Da? Pentru că nu e vorba de iertare aici. Iertarea se acordă personal, nu grup. Pentru păcatele personale și nu de grup. Da? Adică nu pot să dau o rețetă, să iertăm pe turnător sau să-i spânzurăm pe turnător. Dar cred că trebuie să mergem la originea problemei, și anume ce faci cu securistul care l-a făcut pe ăla informator. Dacă el a funcționat 20 de ani după aia în serviciile de informație și l-a folosit și după aia pe domnul judecător ca să influențeze anumite decizii judecătorești în favoarea unora sau altora. Situația deja se complică. Deci nimic nu trebuie judecat mecanic și generalizat. Fiecare situație, pentru că vinovăția în genere nu poate fi extinsă asupra unor categorii. Inovația ca și iertarea sunt individuale. Da? Și aș spune de-a dreptul și brutal că dacă ar fi fost să răspund foarte pe scurt la întrebarea dumneavoastră, v-aș fi răspuns, nu mă privește. Îl privește pe cel turnat, în primul rând, da? Pentru că el cunoaște eventualele consecințe asupra familiei și apoi dacă m-ar privi cu un interes socio-istoric, m-ar privi din perspectiva în care acel judecător ar fi fost posibil să fie manipulat sau nu în unele din acțiunile lui profesionale ulterioare semnării angajamentului la secundar. Asta e.